Mare sărbătoare în satul Dedrad din comuna Batoș. Duminică 19 iulie, administrația locală a dezvelit două monumente dedicate eroilor neamului. După ceremonie, a invitat localnicii să se bucure de reîntâlnirea fiilor satului. Pe o scenă amplasată în apropierea căminului cultural a avut loc un spectacol care a debutat cu premierea a 7 cupluri care au împlinit 50 de ani de căsnicie. Pentru cei 50 de ani de căsătorie se acordă familiei Farcaș, Florea și Maria, peste jumătate de secol împreună, este un eveniment special în viața fiecărui cuplu ce a trăit la bine și la rău, aproape o viață de om. Și este în același timp un prilej deosebit de emoționant pentru mine, ca primar al comunei în care trăiți, să vă felicit și să vă urez să petreceți mulți ani fericiți și de aici înainte. Spectacolul a continuat cu dansuri populare prezentate de ansambluri din comună, dar și din satele învecinate. Și cu dragia ominii, uiuiu, uiuiu! Mănâncă carne de miele și mânduța-i ușuleală. Pentru astăzi am pregătit cu formația de dansuri un dans cu panglici, care sperăm să fie la fel de frumos cum este această zi de vară, astăzi la Dedrad, unde s-a adunat atât de multă lume pentru a sărbători un eveniment special care s-a desfășurat astăzi aici. Am venit și cu grupul vocal Chiheriana, am venit și noi invitați din partea primarului, domnul Cotoi, să prezentăm și noi câteva cântece populare. Suntem un grup vocal tânăr, proaspăt înființat. Am mai fost la un concurs, acesta este începutul, avem emoții, dar suntem optimiști. Momente mult așteptate au fost recitalurile oferite de Veta Biriș, Mihaela și Ciprian Istrate. Am făcut o propunere, iată, primăriei Batoș și domnului primar, Consiliului Local, de a avea alături de mine în această după-amiază, în această seară, lângă soția mea, care este tot timpul alături de mine, pe doamna Veta Biriș, care reprezintă ceva în cântecul patriotic românesc. Și sunt convins că, într-adevăr, și repertoriul meu va fi adaptat la această sărbătoare românească autentică. Ziua de 19 iulie 2015 va rămâne în istoria comunei ca ziua în care s-au dezvelit monumentul în formă de cruce dedicat eroilor neamului și bustul lui Avram Iancu.